și a Sfântului Duh. Amin. Slăviți să fie Domnul! Întâi de toate mulțumim Domnului și pentru ziua de astăzi, că am mai rânduit ca încă o dată să putem fi într-un loc așa acesta, unde să ne putem bucura unii împreună cu alții de cuvântul Său cel Sfânt și de faptul că ne putem revedea și ne putem bucura în momente ca și acestea. Suntem recunoscători Domnului pentru că El a știut să facă ca prin această lucrare momentele importante ale vieții noastre, mai ales, să le petrecem în feluri ca și acestea. Mulți tineri astăzi sărbătoresc în alte feluri, nici nu are rost să le amintim, dar iată că noi, dacă ne putem aduna aici și ne putem bucura în Domnul de o sărbătoare ca și aceasta, este un lucru mare și pentru aceasta trebuie Lui să fim recunoscători. Sfântul Apostol Pavel scrie în Epistola 1 către Timotei un îndemn acolo ucenicului său, printre altele, și îl îndeamnă să se lupte lupta cea bună, să-și păstreze credința și un cuget curat. Și am vrea să ne oprim puțin asupra ultimului dintre aceste lucruri, asupra cugetului curat, și să vedem un mijloc foarte la îndemână tuturora prin care putem face lucrul acesta. Dacă întrebe astăzi un tânăr ce îi place să facă, o să spună că îi place ori să cânte, ori să asculte muzică, printre altele. Și iată că și în sensul acesta, înaintașii noștri au avut înțelepciunea prin Duhul Domnului să ne lase și nouă cântarea. Un mijloc prin care putem să ne păstrăm cugetul curat. Ține mai greu minte un citat, ține mai ușor minte un vers sau două și ține și mai ușor minte acele versuri dacă le mai și cântăm. Și dacă le vom tot repeta mereu, vom avea într-una mintea la Domnul și la cuvântul Său implicit, căci așa cum o să citim mai departe de la fratele Traian Dorz, o să vedem ce înseamnă cântarea. Dar a vrea mai întâi nu numai să spunem că trebuie să facem lucrul acesta, ci am vrea să înțelegem de ce e cântarea o comoară de neprețuit pentru noi. Și mi-aduc aici aminte de mărturia fratelui Traian când spune dânsul cum a scris el versurile acestor cântări, fiind în temniță, închis pentru credință. Și una dintre mărturii spunea că scria fiecare strofă în minte, când scria a doua strofă, repeta și pe prima, când scria a treia strofă, le repeta și pe primele două. Și tot așa până termina prima poezie. Când o începea pe a doua, repeta și pe prima. Și când o începea pe a treia, și pe primele două. Și tot așa până când au ajuns la zeci de poezii. De acum nu-i mai ajungea timp într-o zi să le repete pe toate. Și atunci a început să țină minte numărul cântării, numărul poeziei, titlul poeziei și ideile din fiecare strofă. Și așa, după ce a ieșit din temniță, a putut să le scrie din nou pe toate. Și noi să avem astăzi mii de poezii pe care să le și cântăm pe multe dintre ele. Și vreau să vă citesc dintr-o poezie care mi se pare că arată foarte limpede care e izvorul acestora. Doamne, laudele mele cât ar semăna între ele ca și niște stropi de rouă. Totuși fiecare-i nouă, precum nouă-i fiecare mângâiere și îndurare, lacrimă și bucurie care mi le dai Tu mie. Doamne, nouă-i orice seară, ce-n odihnă mă înfășoară, nouă-i orice dimineață luminată de-a Ta față,
Nouă-i orice zi însorită peste munca mea rodită. Nouă-i orice bogăție care într-una îmi crești tu mie. Și vă amintesc că ziua însorită poate că era în temniță, munca nu era ca a noastră de la birou. Vă aduceți aminte că fratele Traian spărgea piatră la un moment dat, fiind pus de regim. Doamne, laudele mele, de-ar fi cât un cer de stele, de-ar fi cât un câmp de floare, de-ar fi câtă iarbă în moale, de-ar fi câtă frunză în vale, n-ar ajunge în veșnicie pentru cât îmi dai tu mie. Nu cred că ne trebuie mai multe argumente ca să înțelegem ce comor neprețuite avem aici la îndemână. Și am vrea să ajungem cu toții la conștiința aceasta că, repetându-le și cântându-le mereu și mereu, strângându-le în inima noastră, vom ajunge să dobândim și acest cuget curat. Însă atunci când le cântăm, să știți că este un mic pericol care ne paște și vreau să citim din cartea fratelui Traian, Cântarea ca meditație, introducerea la această carte, ca să vedem cum vede fratele Traian cântarea. De aceea, ea nu trebuie să fie numai o distracție duhovnicească pentru noi. Am citit cuvântul acesta și m-am gândit, dacă pentru noi vreodată este cântarea o distracție duhovnicească, n-am știut să răspund. Am văzut însă la alții, de prin alte locuri și contexte, care atunci când cântă par a fi la concert și n-are rost să spunem mai multe, doar atâta că pentru ei cântarea pare o distracție duhovnicească, poate între ghilimele. Apoi continuă, o îndeletnicire frumoasă. Și aici am crezut că poate ne mai regăsim. Mă gândeam cum poate să fie pentru noi cântarea o îndeletnicire frumoasă. Vedeți, e ușor să spunem fiecare dintre noi, nu pierd vremea făcând anumite lucruri, deoarece se poate chiar să pierd vremea cântând și înțeleg de aici că da. Și mi-amintesc că și eu poate că am fost în situația aceasta. Îmi amintesc cântând de multe ori cântarea Doamne, nu-i pe lume piatră, cu refrenul numai inima împietrită. O știți, frățile voastre. Și deși eu cântam de atâtea ori că îmi plăcea foarte mult, abia târziu mi-am dat seama că eu sunt inima aceea. Și practic pentru mine cântarea a fost o îndeletnicire frumoasă. Și spune fratele Traian mai departe, ci trebuie să fie o adâncire a unui cuvânt al lui Dumnezeu, o meditare care să rămână în inima noastră cu înțeles adânc și puternic și sfânt, pentru ca trăirea noastră în Hristos să fie mai cu folos și încununată cu mai mult rod sfânt. Vedeți, abia atunci ea poate să ne dea un cuget curat, când avem această adâncire a ei. Noi de multe ori poate că suntem prinși de melodie și uităm să mai aprofundăm textul cântării. Nu că ar fi rău să fim atenți la melodie, pentru că și în sensul acesta frații au avut foarte multă grijă. Și mi-aduc aminte de exemplu de cântarea Primește-mă iubire, când spune acolo și ca o dulce mamă primește-mă la sân, ca o mamă dulce. Și mi-aduc aminte cum fratele Traian a intervenit asupra melodiei în locul respectiv și a cerut autorului, o mărturie a unui frate a fost, să mute accentul de pe mamă,
că inițial cântarea se lungea acolo și să pun accentul pe dulce, pentru că mama e dulce, și să lungească acolo cântarea. Deci frații au avut mare grijă și în privința melodiei și în cau. Dar noi trebuie întotdeauna să știm cum să le îmbinăm pe amândouă, pentru că, într-adevăr, ne ajută melodia și ne înalță, dar nu trebuie aceasta să fie pentru noi numai un fior pe care ne-l dă, pe care ne-l dă această melodie. Nu-i numai un vânt, citesc în continuare, nu-i numai un vânt ușor care trece pe deasupra sufletului, aducându-i o mireasmă sau luând cu el o lacrimă. Cântarea duhovnicească este și un adevăr, este și un grai, este și o meditație, o învățătură, un conținut. Cântarea duhovnicească este un cuvânt din cuvântul lui Dumnezeu, o înțelepciune din înțelepciunea Lui, un adevăr din adevărul Său, pus sub forma poeziei și a melodiei, tocmai pentru a ne fi mai drag și pentru a ne îndemna să nu-L uităm, să-L repetăm, pentru a lua mai bine seama la El și pentru a-L reține mai lesne, spre a ne strădui să ne pătrundem până în adâncul ființei noastre de adevărul, de frumusețea, de conținutul, de puterea, de harul pus în El și să-L trăim cu fapta și cu adevărul în viața noastră. Și ceea ce am amintit mai la început, un adevăr spus în vorbe obișnuite este mai limpede, dar mai rece, parcă și mai greu de reținut. Pe când același adevăr spus în poezie este parcă ceva mai neclar poate, dar mult mai cald, mai dulce, mai ușor și mai de neuitat. Vedeți, de aceea să căutăm să învățăm aceste cântări, dar din nou nu ca o îndeletnicire frumoasă, nici nu mai amintesc, nu ca o distracție duhovnicească, ci ca o adâncire a cuvântului lui Dumnezeu. Și am vrea să încheiem tot cu cuvintele fratelui Traian: cu această nădejde sfântă, rugăm pe Domnul nostru Iisus Hristos să dea mult har ceresc tuturor celor care vor asculta și vor răspândi aceste sfinte cântări, izvorâte din dragostea fierbinte a lui Dumnezeu, prin Duhul Său cel Sfânt, din inimile celor ce l-au compus textele și melodiile. Voi toți cei ce vă împrospătați și vă îmbogățiți sufletul cu aurul lor cerceresc, rugați-vă Domnului pentru toți acei de care Domnul s-a folosit și se mai folosește încă spre a vă stâmpăra sufletul cu dulcele nectar acestor sfinte cântări. Cântați-le cu drag și răspândiți-le pretutindeni cu dragostea și cu bucuria care vă vine prin ele de la Dumnezeu. Și umpleți tot pământul cu lauda, cu slava, cu mulțumirea dragostei care aduce raiul pe pământ și îngerii printre frați, pentru ca să fie astfel pline și pământul și cerul de lauda și de slava numelui Dumnezeu, căruia îi se cuvine pentru toate închinăciune, mulțumită și recunoștință veșnică. Amin. Slăviți să fie Domnul!